mai negru coșmar al Ancăi de la Strehaia prinde contur. Soțul ei, după legea țigănească, Leo de la Strehaia, vrea să vândă vila în care au locuit. Scandalul dintre Leo și Anca de la Strehaia capătă dimensiuni astronomice. De la amenințări s-a ajuns la fapte concrete. Astfel, după ce și-a alungat soția de acasă, prințul țiganilor îi dă lovitura de grație. Pe platforma de TikTok, Leo de la Strehaia a postat un filmuleț în care anunță că pune spre vânzare vila în care a locuit cu soția sa. El a specificat că prețul pentru palat este de 2 milioane de euro, totuși, manelistul ar putea întâmpina probleme în acest demers, pentru că soția sa este în acte proprietarul de drept al vilei. De altfel, femeia a plecat de acasă cu tot cu documentele locuinței. Acesta este motivul pentru care Leo vrea să o dea în judecată pe mama copiilor lui. În timp ce cântărețul face reclamă palatului pe rețelele sociale, Anca este refugiată la Pitești, într-un apartament închiriat, alături de fiul Alin și nepoți. Anca de la Strehaia nu renunță la casă înainte ca Leo să spună public că va vinde palatul. Anca amenința că nu va renunța ușor la casă. Ba chiar va veni peste soțul ei împreună cu unul dintre unchii acestuia. Ea spunea că are tot dreptul să locuiască acolo. Anca de la Strehaia a ajuns să fie proprietara casei părintești a lui Leo de la Strehaia pentru că tatăl acestuia a trecut-o pe ea în acte, înainte să moară. Ea a spus că bătrânul se temea că Leo sau mama acestuia ar putea să vândă casa și să cheltuie banii, așa cum au făcut, de altfel, cu o bună parte din averea familiei. Tocmai de aceea, tatăl lui Leo a rugat-o pe Anca de la Strehaia să aibă grijă de proprietate. În prezent, Leo vrea să anuleze actul de proprietate al Ancăi printr-o decizie judecătorească pe care vrea să o inițieze în zilele următoare. Totuși, îi va fi destul de greu să dovedească faptul că Anca de la Strehaia a intrat abuziv în posesia vilei. Conform unor surse WOBIZRO, Anca de la Strehaia deține un act de vânzare-cumpărare pe respectivul imobil, care atestă faptul că a plătit o anumită sumă de bani pe el. Acest act este mult mai greu de desființat decât unul de donație pentru că este considerat rezultatul unei tranzacții.